Nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, cât și vorba te dă de gol. Dacă ar trebui să vă întreb care e marea lecție a acestui text, ce mi-ați putea răspunde? Mulțumesc, Orana. Vorba te dă de gol. Cu alte cuvinte, vorba te dezbracă. Poți să te îmbraci oricât, poți să încerci să apari altfel, dar vorba este aceea care te dezbracă, te dă de gol și arată cine ești. Aș îndrăzni să spun că noi suntem într-o criză în momentul acesta, la acest capitol. Datorită faptului că vorba arată cine suntem și vorbește despre onestitate, nouă onestitate astăzi ne este de foarte mare valoare, este prețioasă pentru noi. Adică este important ca ceea ce vorbești să și fii. Și atunci avem două posibilități. Ori ne corectăm pe noi după cum vorbim, E o posibilitate. Adică vorbești frumos, vorbești din Cuvântul lui Dumnezeu și după o vreme spui, dar nu se poate să vorbesc așa și să fiu altfel și te corectezi și începi să fii și tu precum vorbești, că vorbești frumos. Sau a doua variantă este să zici, dacă eu sunt așa cum sunt și nu trăiesc, mai bine să vorbesc. Așa cum sunt. M mă înțelegeți? Și începe creștinul să vorbească cum? Așa cum e, adică lumește așa cum îi dictează omul firesc. Și face lucrul acesta în numele onestității, adică spune sunt cinstit. Măcar sunt cinstit. Vreau să vă întreb, e cinstit sau obraznic? Frații mei, cele două sunt foarte aproape unele de altele. Pentru că a fi cinstit, a fi onest, înseamnă, înseamnă să-ți acordezi puțin ființa după o anumită calitate, înseamnă să lucrezi puțin cu bunul simț. Când vine un, un hoț la mine și îmi spune, eu ți-am furat bicicleta, hoțul acela e onest. Așa este. Dar dacă nu mi-o dă înapoi, ce valoare are faptul că e onest? Și dacă nu mi-o dă înapoi, e onest sau e obraznic? E obraznic. Pentru că dacă ar fi onest, ar însemna că face apel la o anume empatie între noi și ar însemna să se oblige până la urmă să vină cu bicicleta și zice uite mă, ți-am furat-o, ți-o dau înapoi, îmi pare și rău pe deasupra. Dar dacă e hoț, a furat-o, nu-i pare rău și, și spune treaba asta, seamănă mai mult cu laudă. Se laudă că mi-a furat-o. Și dacă se laudă că mi-a furat-o, înseamnă că e obraznic. Fraților, în dilema asta suntem noi și la capitolul limbajului, și la capitolul vorbirii. În dimineața aceasta aș dori să îl lăsăm pe Domnul Isus Hristos să mai intre o dată în viața noastră, să facă ordine acolo unde spune că dacă un om reușește să-și țină în frâu vorbirea sau limba, atunci omul acesta. Spuneți mai departe. E desăvârșit și, -și ține în frâu tot. Trupul. E o problemă de uh, stăpânire, de control și este o problemă de eleganță spirituală. În ultima vreme, uh, un soi de democrație rău înțeleasă, prost înțeleasă, a făcut sau ne-a făcut să credem că astăzi a fi nobil ar fi cumva burghezia de altă dată. E un soi de gândire... Gândire neomarxist-creștină. Adică, n-ai voie să vorbești frumos. Chiar n-ai voie. Pentru că dacă vorbești frumos, parcă nu ești tu. Tu trebuie să fii tu însuți, adică să vorbești cum? V-ați gândit vreodată cu aceste lucruri? V-ați întâlnit vreodată cu, a, cu această. cu acest fel de a gândi? V-ați întâlnit vreodată? Eu mă întâlnesc mereu. De când a început să apară ideea limbaj de lemn. Cunoașteți expresia, da? A, e limbaj. La biserică e limbaj de lemn. Dar unde este limbajul viu? Colorat? Robust? Unde e? Și mi se spune, limbajul viu, colorat, robust, e pe stradă. Ca urmare, care este modelul? Modelul este modelul de pe stradă. Și creștinii au început să vorbească ca pe stradă. Lucrul ăsta se întâmplă foarte mult în zona de anonimat. Când nimeni nu te cunoaște. Online, spre exemplu. Unde apar. Eu știu, identități care nu are nimic de a face cu mine. Eu sunt X. Și când sunt X, vorbesc de nu se vede deloc creștinismul în tot discursul meu. Nu se vede. Este la fel cu discursul celălalt. Spun că este eficient, spun că este relevant, spun că este și adevărat, e eficient, e relevant, dar vreau să vă întreb pentru cine? Răspunsul este pentru firea mea veche, pentru omul vechi. Omul, omul vechi vorbește așa și este relevant așa pentru omul vechi. Dar pentru omul nou, născut după chipul lui Isus Hristos, cel care este învățat să vorbească, auziți, cu psalmi, cu cântări duhovnicești. Pentru omul nou e relevant. Limbajul meu de stradă e relevant. Nu. Nu e relevant. Limbajul meu de stradă anulează omul cel nou. Și atunci vreau să vă întreb. Dacă vorba te dă de gol, atunci cine ești? Ești omul cel nou sau omul cel vechi? Ești creștinul sau necreștinul? Cine ești? Pe cine dă de gol? Vorba ta. Am crescut. Mama M-a luat de urechi și îmi spunea, Valentine, nu pot să vorbești așa. Dar de ce, mamă, nu pot să vorbesc așa? Și i-am spunea, pentru că tu îl aștepți pe Iisus Hristos. Tu îl iubești pe Iisus Hristos. Tu trebuie să fii ca Iisus Hristos. Convenabil sau inconvenabil? Orice tânăr se provoacă cu lucruri de felul acesta. Am ieșit odată de la liceu. Nu știu datorită cărei cauze. M-au încolțit doi alți colegi. Și m-au apostrofat, și au strigat, și m-au înjurat. Și mi-aduc aminte că clocotea sângele în mine cum nu se poate. Îmi făcusem și calculul, iertați-mă, aici chiar că trebuie să mă iertați, îmi făcusem și calculul unde să-l lovesc pe primul. Așa sunt oltenii, nu? După firea lor. Și în momentul când îmi făceam calculul ăsta, mi-am adus aminte, dar tu ești adventist. Și în momentul ăla m-a dezarmat, am zis: "Iar nu pot. Iar nu-mi dă voie să fiu eu." Știți, mă dădea de gol. Mă dădea de gol. Și în momentul. Ceilalți n-au știut. Dar eu am știut. Pentru că toate lucrurile care se întâmplau în mine, mă dădeau de gol față de mine. Cine sunt, de fapt? Ne dă de gol vorbirea? Ne dă? Cred că am făcut destulă introducere ca să trecem acum la scriptură. Vreau să vă spun bun venit! Bun venit în dimineața aceasta, bun venit la această, la această autoanaliză, la, această, la acest complet de judecată în care, iertați-mă, eu mă pun primul înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu. Vă voi invita și pe dumneavoastră să vă pune și dumneavoastră. Poate că este vremea ca să se vadă schimbări și să ne schimbăm ce suntem după cum am învățat să vorbim, după cum... Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să vorbim. Să fie în sfârșit schimbare. În felul ăsta, nu să schimb limbajul pentru că eu sunt din lume. Voi mai rămâne puțin la capitolul ăsta pe care l-am intitulat Dezastrul cuvântului. Repet, dezastrul cuvântului. Vă rog să deschideți cu mine în Matei 21. Și aici este vorba de o pildă a Domnului Isus Hristos, bine cunoscută de noi. Matei 21, de la 28 la 31. Ce credeți? Un om avea doi feciori, doi fii. S-a dus la cel din tâi și a zis, fiule, du-te azi la treabă. Lucrează în via mea. Probabil că era fiul cel mare. El a răspuns, nu vreau. Punct. Vreau să vă întreb cu referire la ce am discutat până acum. E onest sau, e onest sau obraznic? E onest sau obraznic? Să știți, să știți limpede că onestitatea nu acoperă și nu justifică obrăznicia. Obrăznicia rămâne. Și obrăznicia distruge calitatea onestității. Că încă o dată vă spun, -are, nu e nicio virtute în a fi un hoț onest, decât dacă te pocăiești sau te schimbi. Dar dacă rămâi hoț, nu e nicio virtute în faptul că ești onest. Sunteți de acord cu mine? Ă, ți-am furat bicicleta. Sic! Unde e, o, unde e virtutea? Păi zic eu, pei nu mint. Nu, nu, dar rușine-ți Rușine-ți pei nu e, că de asta sunt onest, fără să-mi fie rușine. Păi dacă nu-ți rușine, atunci vreau să vă spun că nu se completează una cu alta. Faptul că ești onest nu completează faptul că nu-ți rușine. Și nu completează faptul că nu-ți schimb comportamentul, nu. Deci, avem de-a face cu un tânăr care este onest și obraznic, spuneți dumneavoastră. Bun, mulțumesc, merg mai departe. În urmă i-a părut rău. Și s-a dus. E obraznic. Aici e o problemă. Este o problemă cu faptul că, la cel puțin la primul caz, um, pocăința primează, reușește, reușește în sfârșit să spargă blocajul acela al împietririi, al obrăzniciei. S-a dus și la celălalt și a spus tot așa. Și fiul cel mare a zis, mă duc, Doamne. E onest? nu e onest. Pentru că, zice mai departe, nu s-a dus. Deci ce a făcut? A mințit. Da, de ce a mințit? Poftim? Să nu-l supere pe tata, vedeți? L-a iubit pe tata. Foarte interesant. L-a iubit sau nu? L-a iubit sau nu? Uh. Sunteți părinți, majoritatea. Vă dați seama ce durere este în momentul în care uh, descoperi că te-a mințit în față. Așa, direct. Adică, tu spui, pe păi, l-am mințit că l-am iubit. Păi nu există treaba asta. Când l-ai mințit, l-ai iubit sau ai fost obraznic? Când l-ai mințit, l-a iubit sau ai fost obraznic? Că, știți, așa zice, l-am iubit. Răspunsul e nu, nu l-a iubit. Ai fost doar, ai fost doar obraznic. Toate lucrurile astea, modelele astea de, de gândire, de, de răspuns, de lucru, sunt modelele pe care noi le folosim în raport cu Dumnezeu. Că de asta ne-ai dat în nouă o pildă aici. Nu este o problemă de conciliere familială, ci este o problemă de mântuire în care ne arată cine suntem în raport cu Dumnezeu. Uneori ne, ne justificăm sub ideea de faptul că suntem onești. Alteori ne justificăm sub ideea că suntem cei ce iubim pe Dumnezeu și să nu-L rănim pe Dumnezeu, stai să vezi că îl apărăm pe Dumnezeu în anumite situații. În realitate, pilda și cuvântul lui Dumnezeu spune că pe tot parcursul acestor justificări noi suntem doar, doar, poftiți, zice stare, doar obraznici. Atât, în raport cu Dumnezeu. Sigur, am intrat în amănunt. Ce rost are limbajul în situația asta? ce e cu vorba? Vă rog să observați, în ambele situații, vorba sau cuvântul copiilor față de tatăl lor e făcut praf. În ambele situații, cuvântul nu are nicio valoare. Te duci? Mă duc. Și nu s-a dus. E? Încă o dată. Ce e? Ce e? Minciună, așa este? Ai mințit prin minciună, distrugi puterea cuvântului. E clar, cuvântul nu are nici o valoare. Celălalt a zis, nu mă duc. Și e ca și cum i-ar fi dat o palmă tatălui său în față. După aceea i-a părut rău și s-a dus. Um. Veniți și aveți locuri mai în față, vă rog frumos. Haideți, ocupați un loc. Sunteți bine veni la biserică. Um, având în vedere perspectiva asta, vreau să vă invit la o altă, la, 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 la o altă situație. Și anume, um, am spus eu lucrurile astea, dar după aceea o să mă pocăiesc și le dreg eu mai târziu. Adică am zis și eu, ce dacă, dar uite că acum îmi pare rău. Am zis și eu că nu mă duc. Dar a fost doar o, doar o vorbă acum, ții cont de vorbă. Și vă rog să observați, cu gândul că te pocăiești după aceea, îți permiți să spui vorbe pe care nu le-ai spune dacă ai fi convins că te ții de cuvânt. Dacă ai fi convins că te ții de cuvânt și îți respecti cuvântul, s-ar putea întâmpla să nu-ți permiți să spui vorbele respective. În relația cu copilul, spre exemplu, să nu mai vii acasă. Îi spui treaba asta. Ține-te de cuvânt. Să vezi cum e. Dar de ce spun lucrul ăsta? Pentru că știu că nu-l voi face niciodată. De ce? Pentru că sunt pocăit. Și mai iartă Domnul, chiar dacă am zis așa. Și copilul știe că nu se va întâmpla treaba asta niciodată. Și cuvântul devine zero. Cuvântul știe că tu nu te ții de cuvânt. Copilul știe că nu te ții de cuvânt tu știi că nu te ții de cuvânt, vorbești cuvintele respective, pentru ce le spui? Că și copilul știe că nu le împlinești și tu le știi că nu le împlinești. De ce le spui? Pentru ce? Poftiți? Și uite așa se nasc vorbele goale. Vorbele fără niciun sens, fără valoare, fără autoritate, fără rost. Și din punctul tău de vedere și din punct de vedere al celor ce nu te ascultă, vorbe degeaba. E lumea plină. De vorbea degeaba. Când vom învăța ceea ce Dumnezeu ne spune? Matei, capitolul 5, versetul 37, felul vostru de vorbire să fie da, da, și nu, nu, ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Test, titlul acestei meditații, pe baza acestor cuvinte, este recuperarea cuvântului. Domnul Iisus Hristos a venit aici să recupereze omul, am vorbit asta despre, despre lucrul acesta sabatul trecut, dar face lucrul acesta, recuperarea omului se face prin câteva mijloace pe care le vom studia de acum înainte. Unul dintre primele mijloace pe care îl face Dumnezeu pentru recuperarea omului este recuperarea cuvântului omului. Și în felul în care Dumnezeu procedează cu omul, vrea să-l învețe ca cuvântul omului să aibă aceeași valoare ca și cuvântul cui. Urmăriți-mă, vă rog. Cuvântul omului trebuie să aibă aceeași valoare ca și cuvântul cui. Ca și cuvântul lui Dumnezeu. Cum vi se pare? Vreau să las puțin timp aici, să se așeze ideea asta în mintea noastră. Vă rog frumos, gândiți la ea. Cuvântul meu să aibă aceeași valoare ca și Cuvântul lui Dumnezeu. Cum vi se pare? Există o pertinență. pe care ne-am permis-o. Și anume, e, am zis și eu, ce a fost doar o vorbă, am zis, n-am dat cu... Am zis doar, e zero, pentru că am zis. Dumnezeu vine și spune, nu, nu, la copiii mei, da, să fie da nu să fie nu. De ce apare aici, în ultima parte, ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău? Din ce cauză? Ce poate să treacă peste daul tău? Ce poate fi mai puternic decât un da? Poftim? Nu, nu, dați-mi dați exemple de asumări care sunt mai puternice decât promisiunea ta. Da, Vi mâine la ora două, da. Oh. Uh. Cum să fac să fiu sigur că vii la ora două mâine? Poftiți? Jur. Mulțumesc. Și contextul ăsta este, că este contextul legat de jurământ. Pe vremea evreilor, uh, se să aici. Se jura pentru a confirma împlinirea. Se recurgea la jurământ din cauza faptului că daul nu mai era suficient. nul nu mai era suficient. Erau deja distruse. Și ca urmare trebuiau înlocuite. Cu ce se le înlocuiesc? Și el a înlocuit cu jurământul. Și aici spun, fiți atenți un lucru, dacă nu ești în stare să -ți ții daul și nul, nu-ți vei ține nici jurământul. Nici jurământul. Păi și atunci ce mai rămâne? Cum mai pot avea încredere în tine? Cum mai poți avea tu încredere în mine? Cum? Și răspunsul este, păi nu, nu poți avea încredere. Din cauza asta, Dumnezeu spune, întorceți-vă înapoi. Întorceți-vă înapoi la da. Întorceți-vă înapoi la nu. Și atât. Vreau să vă întreb, e convenabil? Vă convine? Vă place? Acceptați? Acceptați târgu? Târgu. Mă rog. Îl acceptați? Chiar vreți ca începând de astăzi da să fie da și nu nu? Știu că vă este convenabil să ziceți da, dar nu despre asta este vorba. Chiar doriți ca ceea ce spuneți da să fie și amin? Asta este ideea. Chiar doriți ca daul vostru să fie și amin? Rămâneți puțin, gândiți-vă, aduceți-vă amint. Aduceți-vă aminte, pentru că e o problemă aici. Luca 1 cu 27. Evanghelia după Luca 1 cu 27. Cu 37, iertați. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de. De ce? De putere. Deci, cu alte cuvinte, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu e zero. Nu e vorbă goală. La Dumnezeu treaba asta nu există. Când ați zis că ați dori ca cuvântul nostru să fie deopotrivă cu cuvântul lui Dumnezeu, asta înseamnă că în vocabularul meu și în vocabularul tău, noi care ne-am angajat la această schimbare, va trebui să nu fie niciun cuvânt fără putere. Cu alte cuvinte, nu vei putea spune n-am putut. Nu. Nu vor putea spune să fie vorbe goale. Cântărirea promisiunilor, cântărirea lui da sau nu este foarte importantă. Știți cine spune cuvintele astea? Adică niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Vă aduceți aminte cine le spune? Gabriel, îngerul Gabriel. Este vorba, de o, este vorba de o comunicare în legătură cu valoarea cuvântului care vine direct de la Dumnezeu. În contextul acesta apar câteva situații foarte interesante. De la versetul 67, de fapt. Este vorba de momentul în care. Zaharia primește vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul. De la versetul 5, capitolul 1, versetul 5 mai departe. Îngerul Gabriel vine, vorbește cu el și spune, uite, era în slujbă, în templu, tămâia înaintea Domnului, el fiind preot, la rândul cetei lui, Îngerul Gabriel a venit, a stat la dreapta altarului, ceea ce însemna veste pozitivă. Dacă s-ar fi așezat la stânga, era nenorocire, dar s-a așezat la dreapta. Ar fi trebuit să observe lucrul acesta, Zaharia. Nu l-a observat. Și nu l-a observat datorită faptului că nu se mai întâmplase lucrul acesta. De multă vreme nu mai vorbise cuvântul lui Dumnezeu oamenilor. Uitați-vă bine, la canonul biblic, suntem la început. Ultimul cuvânt scris din punct de vedere al canonului din punct de vedere al vedeniilor din punct de vedere al revelației lui Dumnezeu a fost Maleahi cât timp trecuse de la Maleahi până când a apărut îngerul la dreapta altarului, cât timp? 400 de ani echivalentul robiei lui Israel în Egipt de 400 de ani și dintr-o dată apare, apare se întâmplă vine, vine îngerul, îl vede vederea este nemaipomenită se obișnuiseră să-și facă slujbele fără intervenția divină, fără să-i tulbure Dumnezeu. Și dintr-o dată Dumnezeu vine să simt tulburați, le teamă. Asta era situația. Da? Dureroasă necunoaștere de Dumnezeu. Și vine îngerul și spune, ți-aduc o veste bună, îți voi vorbi despre un copil și așa mai departe, care va fi solul celui preanalt, va merge înaintea celui preanalt, va deschide drumul, va începe din momentul acesta cu copilul tău, cu fiul tău, va începe împărăția cerurilor. Vorbește Dumnezeu, așa este? Vorbește Dumnezeu. Și dacă vorbește Dumnezeu, eu, Zaharia, ce trebuie să fac? Poftiți? Zaharia a zis, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Cu alte cuvinte, ce faci ca să te cred? Cu alte cuvinte, ceea ce spunea Dumnezeu sau ungerul nu era da, da și nu, nu. Și dacă nu e da, da și nu, nu, ce altceva poate să fie mai sigur decât cuvântul. Dați-mi o dovadă mai puternică decât cuvântul. Poftiți? Care e dovada mai puternică decât cuvântul? Cineva spune fapta. Nu! Fapta nu e mai puternică decât cuvântul. Asta îi cere Zaharia îngerului și spune Ia fă ceva ca să văd pentru că nu pot să cred doar cuvântul. Și îngerul spune da atunci vei rămâne mut. Pentru ca să înțelegi valoarea cuvântului lui Dumnezeu și valoarea cuvântului. Pentru că cuvântul e tot atât de important ca și fapta. Pentru că Dumnezeu zice și se face. În fiecare cuvânt există putere creatoare. În fiecare cuvânt este un a face. Există acolo. Pentru că nu există credință fără fapte. Și credința fără fapte este moartă. Iar faptele fără credință sunt moarte. Există un echivalent extrem de puternic. E tot una. Da, este amin. Aceasta trebuie să fie în mintea noastră. Aceasta trebuie să fie adevărul așa cum Scriptura ni l prezintă aici. Uh. A fost mut Zaharia până când. Ce frumos, Doamne. Uitați, Zaharia, capitolul 1 cu 63. Se naște copilul, se naște pruncul și se duc la mamă și o întreabă, cum se numește? Vreau să-i pună nume Zaharia, ca pe tată. Și mama zice, nu, se numește Ioan. Și îi zic, păi stai puțin, nu corespunde cu tradiția. Și se duc la tatăl să-l întrebe: Cum îl cheamă pe copil? Tatăl era mut. <laughs> și ce mi se pare fantastic este următorul lucru, versetul 63. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris. Spuneți, a scris zicând. Înțelegeți? A scris zicând, a început să vorbească. A și zis și a și scris. Că asta e valoarea cuvântului. Asta trebuie să fie în mintea noastră, în conceptul nostru. Ce zicem noi? Nu există vorbă goală. Nu există am zis, dar să vezi că n-a fost. Nu există a scris zicând Gedeon, judecătorii 6 de la 36 mai departe Un om care așa cum știți dumneavoastră bate grâu în teasc. ce aia bate grâu în teasc. Nu ți trebuie nimic altceva să-ți spună cineva despre omul ăsta decât atât. Că bătea greu în task. Ce vă spune faptul că bătea greu în teasc? Greu unde trebuie să fie bătut? Pe arie. Ce trebuie să se întâmple în teasc? Mustul. Da? Or ăsta bătea greu în teasc. Ce vă spune lucrul ăsta? Poftiți? Ne spune că e o situație Complet de amestecată, complet amestecată. Îmi spune că se ascundea să nu fie văzut. Îmi spune că vremurile de pe vremea aceea nu erau normale, erau anormale. Îmi spune despre faptul că jefuitorii treceau și le luau grânele, le luau tot și atunci a trebuit să bată grâul în teasc. E o anormalitate, o inversare a lucrurilor. Până în ziua de astăzi, dacă vă veți întâlni cu mine și îmi veți spune la un moment dat, Valentine, tu bați grâul în teasc, eu trebuie să înțeleg că ceva nu-i bine în legătură cu mine. Dacă eu voi veni la dumneavoastră și vă spun, știți ce, bați, cam bați grâul în teasc, să știți că în momentul acela mă refer la faptul că bați câmpii. Da? Bați câmpii. Adică ceva nu e în regulă. Cam asta este situația cu Gedeon pentru faptul credința lui era mică și era puțină și bătea greu și asta era situația, credea că nu are nicio putere deși Dumnezeu îi spune, du-te cu puterea aceasta datorită situației confuze în care este în momentul în care Dumnezeu îl trimite să salveze pe Israel, el zice Doamne, dar tu zici da, îmi dai și mie un semn și vă întreb încă o dată la semnul cu lâna semnul cu lâna despre care îl găsiți în Sfânta Scriptură Credeți că semnul cu lâna e mai puternic decât Cuvântul lui Dumnezeu? Semnul cu lâna e mai puternic decât Cuvântul lui Dumnezeu? Că și-a dat și el seama că nu-i puternic. Primul semn a fost totul să fie uscat, lâna să fie umedă. Și s să gândit, stai-mă puțin că n-am zis bine. Că e normal. Ca să se condenseze umezeală pe lână pentru că e grasă. Oh. Ah, nu, nu ăsta nu-i semn, nu-i suficient de puternic. Și a schimbat lucrurile și a zis totul să fie umed și lâna să fie uscată. Care semn îl punem noi, dintre cele care le punem noi, e mai puternic decât Cuvântul lui Dumnezeu? Care? se adresează Domnului Iisus Hristos lui Petru, scoate corabia în larg, scoate-o la pește. Și Petru zice, Doamne, dar toată noaptea am fost la pește și Tu știi că noaptea se prinde pește, nu ziua se prinde pește. Scoate-o la larg. Ei bine, la cuvântul Tău, la cuvântul Tău voi arunca mrejele. Dragii mei, puterea cuvântului nu se înțelege dintr-o dată. Când zice Petru la cuvântul tău, voi arunca mrejele. rejele, ce spune Petru? Tâlmăciți-o în limbajul de azi. De dragul tău. Pentru că zici, hai să fie și ca tine, să nu mă mai baz la cap. Ok, hai, fac și ca tine, nu mai... Da, ca să te conving pe tine, nu pe mine, probabil. Mulțumesc, frate -turale. Ăstea limbajele noastre. Hai că fac și ca tine. Observați, Petru nu vede puterea cuvântului, nu vede. Și de ce nu vede? Nu vede pentru că cuvintele lui nu aveau putere. Și noi confundăm cuvintele noastre cu cuvintele lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, ne dăm voie ca cuvintele noastre să-L definească pe Dumnezeu. Uităm că suntem tot una Uităm că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie cuvântul nostru. Uităm și vorba ne dă de gol. Ne dă de gol cine suntem. Și ne spune că voi, Petru, ești tot pe scar, Petru. În momentul în care cuvântul se împlinește, Petru nu se sizează, vai de mine ce de pește am prins eu, ci Petru se sizează pentru prima dată. Puterea cuvântului. Puterea cuvântului. Va mai încerca încă o dată lucrul acesta mai târziu când va zice poruncește Doamne. Vă aduceți aminte? poruncește Doamne. Îi zice Petru Domnului Isus Hristos. Doamne, vreau să-mi poruncești. Știi ce favoare e pentru mine să-mi poruncești? Te rog frumos, poruncește pentru că ce poruncești tu, se face. Și zice, poruncește să merg la tine, pe apă. și poruncește Domnul. Și Petru merge pe puterea cuvântului. Respectă cuvântul. Începe să meargă pe apă. E adevărat că a ținut doi pași. Dar nu din cauza cuvântului lui Dumnezeu, Și din cauza cuvintelor lui Petru. Pentru că cuvintele lui Petru cam atâta țineau, doi pași. Cuvintele mele cam atâta țin, doi pași. Ăștia suntem noi. E riscant pentru Dumnezeu să ne pună cuvântul său la îndemâna noastră. Pentru că noi facem cu cuvântul său exact ceea ce facem cu cuvintele noastre. Noi anulăm cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza asta trebuie să se spună foarte clar în Sfânta Scriptură. Și Scriptura nu poate să fie, ziceți, desfințată. Știți citatul acesta? Scris clar, lăsat pentru noi până în ziua de azi. Scriptura nu poate să fie desfințată. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate să fie desfințat. El dăinuiește în veci, în ceruri. În ceruri, dar nu aici. Facă-se voi ata cum e în cer și pe pământ. Și cercul se închide. Avem nevoie, avem nevoie să punem mintea noastră la lucru din punctul acesta de vedere. Avem nevoie să înțelegem valoarea Cuvântului Domnului Iisus Hristos care spune despre Dumnezeu. La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Matei 7 cu 21, repede de tot. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, ce e asta? Ce e asta? Doamne, Doamne. Dice mai departe și nu face voia Tatălui meu. Ce e asta? Doamne, Doamne și nu faci voia Tatălui meu. Ce e asta? Vorbe goale, fără sens. Pentru că vorba adevărată este să zici Doamne, Doamne și să asculți să împlinești. Nu, fapta nu-i mai puternică decât vorba. Vorba este modelul faptei. Vorba este conceptul faptei. Dumnezeu întâi a gândit întreaga creațiune și pe urmă a poruncit și s-a făcut. Gândul lui Dumnezeu este acela care trebuie să fie în gândul meu. Vorba lui Dumnezeu are valoare. Vorba ta trebuie să aibă valoare. Dacă zici doar Doamne, Doamne, și nu asculți, nu faci poruncile sau nu împlinești poruncile lui Dumnezeu, unde te afli? Care, în ce situație sunt? Uitați-vă mai departe sunt proroci în situația aceasta, da? Versetul 22. N-am prorocit noi în numele tău? Deci sunt proroci. După aceea, n-am scos noi, ziceți. Sunt ce? Cum se numesc cei ce scot demon? Exorciști, mulțumesc. Apoi, n-am făcut noi multe minuni în numele tău? Cum se numesc asta? Făcători de minuni. Deci, proroci, exorciști, făcători de minuni, toți. Zic, Doamne, Doamne, și nu fac. Vreau să vă întreb. Sunt puternici în cuvânt? Cei ce scot demoni sunt puternici în cuvânt? Vă rog să observați, cuvântul nu se măsoară în câți demoni ai scos, ci încât ai împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Așa zice aici. Dacă vrei să, să măsori cuvântul, vezi cât de mult poți asculta. Nu în prorocie, nu în scoaterea demonilor, unde lucrurile se amestecă. Pentru că prorociile pot să vină și de la altcineva, nu numai de la Dumnezeu. Cuvântul spune, nu v-am cunoscut. Se măsoară puterea Cuvântului lui Dumnezeu în ascultare. Se măsoară puterea Cuvântului lui Dumnezeu în împlinire. Zice, acolo cuvântul nu va cădea o iotă sau o frântură de slovă, nu va cădea din viața celui ce ascultă. Așa va asculta. Am o problemă cu prorocii. Mai ales în zilele de astăzi, mai ales în zilele din urmă, se spune că se vor ridica oameni de autoritate profetică, care se vor impune înaintea mulțimilor, a maselor de oameni, prin cuvânt puternic în cuvânt. Toată lumea va căsca ochii și urechile și va urma precum oile. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Matei, capitolul 7, păziți-vă de proroci pentru că s-ar putea să fie mincinoși. Cum îi cunoști? Cum îi cunoști? Păi îi cunoști în funcție de cât se duc după ei. așa e? Dom'le, are două milioane de urmăritori. Are nu știu câți la biserică, e mega church. Așa îl, poți așa îl poți recunoaște? Cum îl recunoști? Poftiți? Acolo zice după roade. Și zice mai departe. Poate din aceeași vână a izvorului se iasă și apă dulce și amare. Vreau să te întreb, dacă a ieșit odată apa amară dintr-un izvor, ce fel de izvor e? Poftiți? Păi și de ce îi zici că e dulce? Pentru că știți ce zicem? Doar o dată a ieșit. În rest e apă dulce. Dar a ieșit odată apa amară. E amar sau e dulce? Vă rog frumos. E amar sau e dulce? Iei de la piață un măr și îl pui în pământ și crește măr. Și o singură dată face mere pădurețe. Ce fel de mărie? Vorbiți? Și atunci, de ce? Dacă există persoane care odată nu îl reprezintă pe Isus Hristos, nu de mai multe ori, o dată. Dacă odată vorba îi dă de gol, odată, dacă odată poți să spui, păi vorbele astea nu pot să fie spuse în altar și le-a spus odată. Și tu spui, păi da, a spus doar odată, în rest spune foarte bine. Vreau să te întreb, spune foarte bine sau spune prost? Dacă a spus odată. După roade, uitați-vă bine, pot să fie Uh, zice aici așa, uh, pot să fie îmbrăcați foarte bine în haine de oi. Foarte bine. Dar uitați-vă la momentul în care se dă de gol. Ăla e momentul adevărului. Nu? Vorba te dă de gol. Fapta asta te dă de gol. Dragii mei, eu nu vreau să înfierez pentru totdeauna un om. Nu. Dar vreau să spun așa. Dacă ai greșit, Dacă te-a dat de gol vorba, cine ești? Pocăiește-te. Și dacă te-ai pocăit, e în regulă, poți să vorbești din nou. Dar dacă nu te-ai pocăit, nu mai ai dreptul să vorbești. Fie limpede. Ți-ai pierdut dreptul la a vorbi. Cântăriți, vă rog foarte mult. Calitatea profetului. Cântăriți foarte bine calitatea celor ce celui ce face minuni. Și uitați-vă după roadele lui. Și dacă o singură roadă e sălbatică, nu l urmați. Ca așa zice cuvântul nu eu. Te dă de gol. Lăsați pe Dumnezeu să ne dea de gol, pentru că și noi avem nevoie să știm cine suntem. Să ne ajute bunul Dumnezeu să ne pocăim. voi încheia cu trei gânduri. Psalmul 15 cu 4 zice așa Creștinul nu-și ia vorba înapoi, știți? Știți? Psalmul 15 cu 4, frumos. Gândiți-vă bine la lucrul ăsta. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui cât costă o vorbă. Cât costă o vorbă? Deci, zice aici în paguba lui. Deci, decât să strici o vorbă, mai bine lasă te păgubăș. Zice aici nu-și a vorba înapoi nici în paguba lui. Preferă mai bine să fie păgubit decât să spună m-am răzgândit sau să-și calce cuvântul. E, vorba are un preț. Dacă suntem creștini, plătiți prețul. 2. Responsabilitate. Eclesiastul 5 cu 6. Dice să nu spui înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Ai grijă. Nu te pripi. M-am pripit. Și ești obraznic sau onest când spui treaba asta? m-am pripit. Textul spune să nu spui lucrul ăsta înaintea trimisului lui Dumnezeu. Mai bine gândește-te înainte. Gândește-te înainte și când spui ceva, fă în așa fel încât să nu spui după aceea, m-am pripit. Trei și am încheiat. Psalmul 73 cu 15 este după mine cu tremurător în frumusețea și în profunzimea lui. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, wow. și ispita vine, îți se spune că ăsta e limbaj de lemn, ți se spune că ăsta e limbaj prea de tot, ți se spune că trebuie să fie mai colorat ca să poți înțelege, că trebuie să folosești și alte expresii și așa mai departe. Dar dacă aș vrea să vorbesc ca ei, n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. Vorba te scoate dintre copiii lui Dumnezeu. Vorba sau te aduce în rândul copiilor lui Dumnezeu. Vorba te scoate din biserica lui Isus Hristos sau te aduce în biserica lui Isus Hristos fără îndoială, fără discuție. Să nu-ți imaginezi că vei putea vorbi ca ei și totuși să rămâi în cadrul poporului Dumnezeu. Nu se poate. Dacă vrei să rămâi în cadrul poporului Dumnezeu, vorbește ca Dumnezeu. Amin. Nu luați cuvântul acesta ca fiind o încumetare. M-am referit la faptul ca Dumnezeu să ne fie model în vorbă, cum ne este și în fapt. Învață-ne, Părinte, vorba ta, învață-ne cuvântul tău, învață-ne adevărul tău și puterea ta, consecvența, onestitatea pocăinței pe care numai tu poți să ne-o dai. Te rog frumos ca plecând în dimineața aceasta de aici, să avem un nou legământ cu tine, legământul acela al cuvântului tău care să ne lumineze și să ne condiționeze viața. Învață-ne, Doamne, să vorbim cumpătat, controlat, plin de har și frumos. Sarea legământului tău să se vadă în fiecare vorbă. Ferește-ne de pripire, ferește-ne de vorbe goale și apoi ferește-ne de păcatele vorbirii, calomnia, bagiocoră, ironia. Lucruri care distrug Cuvântul și Sufletul, iartă-ne și ajută-ne, Doamne, să ne dăm seama că vom da seama de orice cuvânt nefolositor pe care îl vom fi spus. Ne așezăm înaintea Ta cu dorința de schimbare și cu dorința de a ne da puterea unui cuvânt nou, prin Domnul Isus. Amin!